Pesediștii tremură de frică când intră Ciolacu într-o încăpere. Nimeni nu are curaj să facă nimic în PSD fără știrea și acordul lui Ciolacu. Cei neascultători sunt prinși rapid de DNA cu bani în portbagaj. Ciolacu a devenit un conducător suprem, iar pesediștii doresc doar să ocupe funcții din care să mănânce banii statului. Mulți bani ai statului. Gabriela Firea și Paul Stănescu se pare că sunt cei mai apropiați oameni al lui Marcel Ciolacu, iar prin intermediul acestora, conducătorul reușește să țină sub control oligarhii locali și oamenii de afaceri din jurul partidului cu trei trandafiri. În jurul lui Ciolacu găsim și o mulțime de tineri care au înlocuit baronii PSD. Cei mai mulți nu sunt neapărat hoți, precum erau acești baroni, dar au timp să se formeze. Cuplul Alexandru Mihai Ghiciu și Radu Toader sunt doi dintre tinerii cu preocupări importante în România. Plătiți cu mulți bani din bugetul României, preocupările unuia precum Radu Toader este să gestioneze grupurile de WhatsApp cu tineri pesediști și să îi pună să raporteze postările jurnaliștilor care spun adevărul despre marele lor conducător. Știți imaginile cu copiii care îi ridicau osanale lui Ceaușescu? Aceștia erau obligați să facă acest lucru. Cei de astăzi o fac doar pentru că în interiorul lor zace un mic pui de lingușitor. Niște jigodi mici care vor să ajungă și ei niște jigodi mari. Voi ce părere aveți? V-ați îndemna copiii să se alăture unui partid ca PSD?